Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tulburări mari în mediul academic. Ați văzut ce se întâmplă. Ministrul Educației, cum sună, ministrul Educației, hoț intelectual, a fost prins că e un hoț intelectual. A fost prins copiind, da. Și asta e, și-a dat demisia. Deci și nici la Botoșani, la poliția locală, lucrurile nu stau mai bine din acest punct de vedere. Adică până la Botoșani? Da, acolo este o precaritate teribilă. Adică din nou prieten, concursul organizat de poliția locală din Botoșani pentru angajarea câtorva polițiști locali n-a dus la niciun rezultat, în sensul în care candidații n-au putut obține, practic, un rezultat în sine. Atât de mici au fost notele, deci vă spun, mediul academic este mari tulburări. N-au primit nimic din oficiu. Da. După oficiul ăla, nimic, zero. Da. Deci a fost organizat primul concurs la poliția locală Botoșani, la care s-au înscris 6 candidați, zero succes. Niciunul n-a reușit să facă nimic. Cu mare dificultate, poliția locală a mai organizat examenul odată. Vă mai dăm o șansă, mai dați-le o șansă, vă mai dăm o șansă. Au venit de data asta 18 candidați. Mamă. Deci semne bune, bază de selecție mai mare. Îți dai seama, șefii, mamă, au venit acum, sigur găsim unul, doi. Din păcate, nici de data asta nimic. Nada, zero. Zilci. Nicht cultură. Șeful poliției locale, domnul Ioan Onuțu, a declarat, citat de presa locală: nu vreau să fac niciun fel de comentariu. Dar dacă minimum e de 50 de puncte și îi fac 15 puncte, măcar să schițeze de bun simț pentru comisia aia 3 prostii sau din aducerea minte. Au lăsat foaia goală. Bă, altfel trebuie să apreciem sinceritatea. Da. Deci băieții s-au dus la examen, au stat, au dat foaia goală, au plecat. În partea de lume, oamenii au foarte mult bun simț de acasă. Iată. Și cred că se feresc să scrie tâmpenii. Clar. După care șeful polițiștilor locale a declarat, citez: ne-am dorit să găsim tineri, dar nu cred că se mai face cartea pe care am făcut-o noi cu ani în urmă. Adevărul că când zice polițistul local șef că nu se mai face cartea pe care a făcut-o el pe vremuri... E groasă. Scuze, dar situația este realmente serioasă, adică e grav de tot ce se întâmplă. Asta e la Botoșani. Nu se mai organizează concurs până la începutul anului viitor. Îi lasă să se pregătească un pic. Bă, fiți atenți. Nu mai repetăm așa frecvent concursul, că n-aveți timp să învățați. Uite, facem așa. În ianuarie. Da, facem în ianuarie. Șeful, dar știți că mai sunt sărbătorile. Auzi, să le dai niște audiobook-uri, dacă că-s mai simplu de... Știi? Dacă vor să se pregătească. Trebuie să te concentrezi că audiobook-ul ăla nu e chiar așa. Problema e că e scris după aia examenul, adică lasă audio. Poate să dai examen povestit, dar e greu să te concentrezi să asculti ce... Tu știi, a? Dar vreau să facem un apel la colegii domnului Ionuțu, academicienii, să nu lase la greu, să se înscrie pentru un post de polițist local la Botoșani. Botoșani are nevoie de voi, dragi academicieni. Mergeți și dați examen acolo, poate cine știe. Scrieți ceva pe foaia, nu vă faceți de râs. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.